În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Ochii mei sunt pururea spre Domnul, căci îl scoate din laț picioarele mele. Întoarce-te spre mine și arată-ți îndurarea, căci sunt singur și nefericit. Iubiți credincioși, cu aceste cuvinte, Biserica ne îndeamnă să participăm la Sfânta Liturghie în cea de-a treia duminică din Postul Mare. Conștienți că suntem păcătoși, că de multe ori l-am ofensat pe Dumnezeu prin păcatele noastre, acum îi cerem iertare, îl rugăm să ne susțină în drumul nostru de convertire și de sfințire. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Să ne rugăm. Dumnezeule, care ești izvorul la toată bunătatea și îndurarea, Tu ne-ai arătat că postul, rugăciunea și pomana vindecă rănile pricinuite de păcate. Privește cu bunăvoință spre noi cei care apăstați de povara greșelilor, ne recunoaștem vinovăția și ridică-ne mereu cu îndurarea Ta. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Dați-ne apă să bem. Lectură din Cartea Exodului. În zilele acelea,
poporul însetat de apă murmura împotriva lui Moise și zicea: De ce ne-ai făcut să urcăm din Egipt? Ca să ne faci să murim de sete pe mine, pe fiii mei și turmele mele? Moise a strigat către Domnul zicând: Ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și mă vor bate cu pietre. Domnul i-a zis lui Moise: Treci înaintea poporului și ia cu tine câțiva dintre bătrânii lui Israel. Ia în mână și toiagul cu care ai lovit râul și mergi. Iată, eu voi sta înaintea ta acolo, pe stâncă, în Horeb. Tu vei lovi stânca și va ieși din ea apă și poporul va bea. Moise a făcut așa în văzul bătrânilor lui Israel. El a dat locului numele de Masa și Meriba, din cauza certei fiilor lui Israel, și pentru că l-au pus la încercare pe Domnul, zicând: Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Cuvântul Domnului. O, de a-ți asculta astăzi glasul Domnului, nu vă împietriți inimile voastre. O, de a-ți asculta astăzi glasul Domnului, nu vă împietriți inimile voastre. Veniți să cântăm cu veselie Domnului, să strigăm cu bucurie către stânca mânătuirii noastre, să mergem înaintea Lui cu cântece de laudă și în cântări de psalm să-L preamărim. Să-L adorăm și să ne plecăm în fața Lui și să îngenunchem înaintea Domnului, Creatorul nostru, căci El este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care El îl păstorește, turma pe care mâna Lui o călăuzește. Glasul Domnului, nu vă împietriți inimile voastre. O, de a-ți asculta astăzi glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Masa în pustiu, acolo m-au ispitit părinții voștri, m-au pus la încercare, deși au văzut lucrările mele. Iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, justificați prin credință, avem pace de la Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am obținut în credință posibilitatea de a ajunge la acest har în care ne aflăm și ne lăudăm în speranța gloriei lui Dumnezeu. Iar speranța nu înșeală, pentru că iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre. Într-adevăr, pe când eram încă neputincioși, Hristos a murit la timpul hotărât pentru cei nelegiuiți. De fapt, cu greu moare cineva pentru un om drept. Poate pentru un om bun ar îndrăzni cineva să moară. Dar Dumnezeu și-a arătat iubirea față de noi prin faptul că, pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Cuvântul Domnului.
Doamne, Tu ești cu adevărat Mântuitorul lumii, dă-mi apă vie ca să nu mai însetez. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus a venit într-o cetate din Samaria numită Sihar, aproape de ținutul pe care Iacob l-a dat fiului său Iosif. Acolo era fântâna lui Iacob. Atunci, obosit fiind de călătorie, Iisus s-a așezat la fântână. Era pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria ca să scoată apă. Iisus i-a spus, dă-mi să beau. Discipolii lui plecaseră în cetate ca să cumpere de mâncare. Așadar, femeia samariteană i-a zis, cum tu, care ești iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt o femeie samariteană? De fapt, iudeii nu aveau legături cu samaritenii. Iisus a răspuns și i-a zis, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este acela care îți spune, dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și el ți-ar fi dat apă vie. Femeia i-a spus, Doamne, nici nu ai cu ce scoate apă, iar fântâna este adâncă. De unde deci ai apă vie? Nu cumva ești tu mai mare decât părintele nostru Iacob, care ne-a dat fântâna și au băut din ea el, fiii lui și turmele lui? Iisus a răspuns și i-a zis, oricui bea din apa aceasta, îi va fi sete din nou, dar cine va bea din apa pe care o voi da eu, nu va înseta niciodată și apa pe care o voi da eu va deveni în el izvor de apă care țâșnește spre viața veșnică. I-a zis femeia, Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin aici să scot. El i-a zis, du-te și cheamă-l pe bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns și i-a zis, nu am bărbat. Iisus i-a spus, bine ai zis, nu am bărbat, pentru că ai avut 5 bărbați și cel pe care l-ai acum nu este bărbatul tău. În privința asta ai spus adevărul. Femeia i-a zis, Doamne, văd că Tu ești profet. Părinții noștri l-au adorat pe Dumnezeu pe muntele acesta, iar voi spuneți că la Ierusalim este locul unde trebuie să-L adore. Iisus i-a spus, femeie, crede-mă că a venit ceasul când nu îl veți adora pe Tatăl nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim. Voi adorați ceea ce nu cunoașteți. Noi adorăm ceea ce cunoaștem, pentru că mântuirea vine de la iudei. Însă vine ceasul și acum este, când adevărații adoratori îl vor adora pe Tatăl în duh și adevăr, cât și Tatăl astfel de adoratori își caută. Dumnezeu este duh și cei care îl adoră în duh și adevăr trebuie să-l adore. Femeia i-a zis, știu că vine Mesia care este numit Hristos. Când va veni, El ne va învăța toate. Iisus i-a zis, eu sunt cel care îți vorbesc. Tocmai atunci au ajuns și discipolii lui. Se mirau că vorbește cu o femeie, dar nimeni nu i-a zis, ce cauți sau de ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat urciorul, a plecat în cetate și le-a spus oamenilor, veniți și vedeți omul care mi-a spus tot ce am făcut. Oare nu este acesta Hristos? Ei au ieșit din cetate și au venit la el. Între timp, discipolii îl rugau, Rabi, mănâncă. Dar el le-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Așadar, discipolii ziceau unii către alții,
Oare i-a adus cineva de mâncare? Iisus le-a zis, hrana mea este să fac voința celui care m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu spuneți voi, mai sunt încă 4 luni și vine secerișul? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți lanurile că sunt albe pentru seceriș. Deja secerătorul își primește plata și adună roadele spre viața veșnică, pentru ca semănătorul să se bucure la fel cu secerătorul. Căci în aceasta se adeverește cuvântul, unul este semănătorul, altul secerătorul. Eu v-am trimis să secerați pentru ceva pentru care nu ați trudit. Alții au trudit, iar voi ați intrat peste truda lor. Mulți dintre samaritenii cetății aceleia au crezut în el pentru cuvântul femeii care a mărturisit, mi-a spus tot ce am făcut. Așadar, când au venit la el, samaritenii i-au cerut să rămână la ei, iar el a rămas acolo 2 zile. Și cu mult mai mulți au crezut pentru cuvântul lui. Îi spuneau femeii, nu mai credem pentru cuvântul tău, căci noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Mântuitorul lumii. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos! Într-o lună noiembrie, cu câțiva ani în urmă, mă întorceam cu mașina de la Bute spre Iași. Era o zi sau o săptămână ploioasă, o ploaie de aceea măruntă care nu se mai termina. Și eram și la picioare, mașinile stropeau toate, în stânga și în dreapta, eram oarecum necăjit. La ocazie am luat un bătrân din Butea și i-am spus, uite ce greu e când plouă așa mărunt și mult. La care bătrânul s-a uitat la mine și a zis, dragă părinte, asta e mană cerească, asta e ploaia care face bine pământului, asta intră și vom avea la vară grâu bun. Mi-am făcut mea culpa pentru că n-am știut să apreciez poate acea apă pe care Dumnezeu o dădea câmpurilor noastre. Și de atunci am zis, trebuie să apreciem altfel valoarea apei. Ei bine, știți că ieri a fost ziua mondială a apei, iar astăzi, ca un făcut și o potrivire minunată, Iisus Hristos însuși se folosește de apă pentru a ne dezvălui câteva realități importante. Împăcarea cu o națiune străină, potolirea setei sufletești și un loc al dialogului, fântâna, dar și o descoperire a bunătății și iubirii sale. Mai concret, suntem în Samaria. O să întrebați unde e Samaria. Samaria este tot în Israel, dar nu face parte concret religios din Israel. Pentru că în urmă cu 2500 de ani, 2 triburi din cele 12 s-au rupt de celelalte 10 și au format în mijlocul statului, în mijlocul Israelului de astăzi, o regiune specială, Samaria. Sunt tot evrei, dacă observați, la rădăcină, numai că de 2500 de ani, aceste două grupuri, iudeii și samaritenii, nu-și vorbesc. N-au nimic în comun. Mai întâi de toate, locul de rugăciune diferă, așa cum ați văzut și din Evanghelie. Iudeii se roagă la Ierusalim. Samaritenii se roagă pe muntele Garizim. Muntele Garizim se află chiar în apropierea acestei fântâni a lui Iacob. Și ca să vedeți de ce au ales acest munte, nu știu dacă e ușor de ținut minte, Garizim, au ales cam așa. Dacă se măsoară distanța pe lățime a Israelului de la Marea Mediterană până la Iordan, este exact mijloc. Dacă se măsoară de sus, de la muntele Hermon, partea nordică a Israelului și până la Berșeva, iarăși este mijlocul. Deci este geografic punctul central al Țării Sfinte.
Și aici se spune că pe muntele acesta al samaritenilor, de fapt, ar fi urcat și Abraham pentru a-și sacrifica fiul pe Isaac, care a fost salvat în mod special. Fântâna lui Iacob se află în Samaria și spuneam că de mulți ani, de 2500 de ani, ei nu-și vorbesc. Dacă vă amintiți de parabola cu samariteanul milostiv, Iisus Hristos scoate tocmai asta în evidență. Deși sunt dușmani între ei, acel om cu inimă, samariteanul, l-a salvat pe cel căzut la necaz. Astăzi, iarăși vedem că Iisus Hristos parcă vrea să dispară această dușmănie, această ruptură dintre iudei și samariteni și se oprește acolo, în Samaria. Stă de vorbă cu o samariteancă, iarăși foarte curios. Ce înseamnă lucrul acesta? Pentru Iisus nu contează nația, nu contează cetățenia, nu contează apartenența religioasă, ci contează inima. Tocmai de aceea, iată-l în Samaria. Și să mai fac încă o mică paranteză, samaritenii sunt un popor care astăzi continuă, este singurul popor oriental care încă mai au jertfe de animale pe adevăratele, adică sacrifică oile de Paști. Iar ei nu se amestecă, se spune, cel puțin, cu nicio altă nație. Sunt cea mai izolată nație de pe fața Pământului. Și mi-amintesc, nu mai știu, trebuia să mă uit, dar nu m-am uitat astăzi, există un site pe internet unde se spune în fiecare zi câți samariteni mai sunt. Sau la intrarea în orașul lor, în orașul Sichem sau Shem, scrie la intrare câți samariteni sunt. Dacă moare cineva, scade unul, dacă se naște, pune unul. Și totdeauna este ajornamentată cifra sau numărul populației. În 2002, mi-amintesc că erau 625 de persoane. Să revenim la Evanghelie, care este foarte bogată și mă gândeam că dacă cineva ar vrea să facă un film cu Evanghelia de azi, are și unul extraordinar de frumos, dar mai ales un film care ar fi foarte religios și foarte educativ. Iisus și femeia. De mirare, nu? De mirare pentru că ea este de nație străină și iată, el stă de vorbă la fântână. La fântână, pentru că, dumneavoastră, nu știu, aici la noi ne-am obișnuit cu fântâni, mai ales cred că majoritatea venim de la țară, știm ce e fântâna, are rolul ei, are frumusețea ei, are importanța ei, are istoria ei, orice fântână. La noi, la Butea, de exemplu, se numește fântâna Cutare sau fântâna lui Cutare. Ei bine, în privința aceasta, la noi sunt foarte dese. Ori, în Țara Sfântă, în pustiul acela, în Samaria mai ales, fântânile poți să le numeri pe degete. Tocmai de aceea venea lumea de la distanță la apă. Și în Orient, pe de altă parte, trebuie să vă spun că fântâna era un loc, cum să zic, un fel de piață publică, pentru că aici oamenii veneau de departe și se întâlneau. Aici se puneau la punct problemele politice, aici se puneau la punct problemele economice, războaiele, știrile. Era un fel de întâlnire publică. Până îți venea rândul ca să ajungi la apă, aveai timp să discuți de toate. Cam așa se explică și de ce Iisus îi cere acelei femei apă. Mai întâi Iisus n-avea cu ce scoate. Fântâna, eu am văzut-o de două ori, foarte adâncă, are vreo 30 de metri. Și în al doilea rând, poate trebuia să aștepte la rând și cere acelei femei care tocmai scosese să-i dea apă. Și aici intervine curiozitatea. A cere de la o femeie însemna să te umilești și voi reveni asupra. De la un străin și mai mult. Ori Iisus, am spus, calcă peste toate, în sensul bun al cuvântului, vrea să spargă aceste mituri, aceste istorii tragice, vrea să spargă, dacă vreți, aceste limite și garduri dintre oameni și vrea să intre în dialog propriu-zis. De aceea fântâna din Sichem sau fântâna lui Iacob este cunoscută ca fântâna dialogului. Astăzi fântâna se află în sub altarul unei biserici ortodoxe. Și iată-l pe Iisus intră în dialog, un dialog despre samariteni, despre păcatele femeii, despre
forma de rugăciune, despre forma lui Dumnezeu și așa mai departe. Eu subliniez doar două aspecte. Mai întâi de toate, Iisus vorbește despre păcatele femeii. Vedeți, totdeauna când cineva spune un adevăr care n-are de unde să-l cunoască, te surprinde. Ei bine, în cazul acesta, Iisus nu este un ghicitor sau cititor în gânduri. Îl descoperim ca Dumnezeu care cunoaște străfundurile sufletului nostru. Noi am învățat la catehism. Dumnezeu cunoaște absolut toate, chiar și gândurile noastre cele mai ascunse. Din faptul că Iisus vede în sufletul acelei femei, e semn că e Dumnezeu. Este o revelație că este Fiul lui Dumnezeu. Și îi spune femeii acelea, cheamă-l pe bărbatul tău, n-am bărbat, da, n-ai, 5 ai avut, niciunul n-a fost al tău și nici cel pe care l-ai acum. Iisus Hristos descoperă de fapt nu păcatele, descoperă o durere a femeii. O femeie care a avut 5 bărbați, o femeie care este a nimănui, o femeie abătută, o femeie care trebuie să care apă, nu este o femeie tare fericită. Dar fac o paranteză mai departe și ca să înțelegeți de ce acea femeie era total nefericită, am să vă spun puțin istoria lui Ozea. Istoria lui Ozea este așa, el era un profet, un om tare bun, dar avea o femeie care tot timpul pleca de acasă, avea 4 copii și tot timpul pleca cu alți bărbați. Dar el continua să o iubească mai departe. Și această femeie tot mergea, tot părăsea casa. Și într-o zi Ozea îi spune, zice, hai să mergem amândoi în pustiu și acolo să fim cu adevărat soț și soție. Să nu mai fiu eu patronul tău și tu slujitoarea mea. Ați dedus, bănuiesc, mentalitatea ebraică veche. Așa era. Soțul era patron, nu știu, cred că mai moștenește azi unii bărbați această mentalitate, iar soția era o servitoare. Acea femeie a lui Ozea mărturisește până la urmă, zice, abia acum mă simt fericită. Când tu ai început să mă iubești cu adevărat. Cam așa este și cu această femeie din Samaria. O femeie a nimănui. O femeie, noi am spune, stricată. O femeie care trebuie ucisă cu pietre. Ori iată că Iisus o reabilitează. Și de aceea este momentul în care Iisus Hristos, când ea recunoaște păcatul ei, nu-l neagă, ați văzut? Îl recunoaște și Iisus îi spune, din acest moment, tu ești altcineva. Și din acel moment, foarte interesant, femeia aceea va deveni misionară. Eu mă gândeam la început așa, sau bănuiam că acea femeie ar fi trebuit să fugă și să fie rușine de păcat. Ei merge, se închide în ea și pleacă. Dar nu. Această femeie cu o deschidere, eu apreciez foarte mult acest lucru, cu o deschidere către adevăr, va pleca de acolo, poate și iertată, dar va pleca cu siguranță, cu gura deschisă să spună la toată lumea, haideți să-l vedeți pe cel care mi-a spus ce am făcut. Deci ea merge și îi spune, l-am găsit pe acela care mi-a spus tot ce am făcut. Și a adus oameni. A adus oameni la Iisus. E interesant. Nu s-a rușinat de situația ei, ci dimpotrivă s-a bucurat parcă că a fost eliberată. Femeia aceasta samariteancă, nu știu cum ați analizat-o dumneavoastră, cum ați, eu știu, gândit-o, cum ați judecat-o, dar ea se schimbă la întâlnirea cu Iisus. Asta e foarte important. În al doilea rând, și cu aceasta închei, este vorba despre aspectul de iertare al lui Iisus. Iisus nu o condamnă, păcătoasă, pleacă acasă. Doar i-a spus ce a făcut. Dar din acel moment îi ține un discurs teologic. Știi, noi ne-am rugat la Ierusalim, voi vă rugați pe Garizim, dar de acum încolo e altfel. Îl gândim pe Dumnezeu spiritual. Putem să ne rugăm lui Dumnezeu oriunde. Dumnezeu tot e acolo. Îl vom întâlni pe Dumnezeu peste tot. Și femeia aceasta parcă primește, ca o sugativă, primește tot ce aude de la Iisus. De aceea fântâna lui Iacob nu este fântâna judecății, este fântâna iertării, este fântâna dialogului, este fântâna deschiderii către Dumnezeu. Și aș încheia, sigur, cu faptul că la această
fântână îl vedem pe Iisus care iartă. Se spune că într-o dieceză din Italia se spunea despre o femeie care are viziuni. Nu prea o credea lumea, dar ea vorbea frumos despre viziunile sale. A fost chemată de o comisie la episcopie să vadă ce gândește, au văzut că nu-i nici bolnavă, nu-i nici sărită de pe fix, nici nu aiurește, ci chiar vorbește frumos acea femeie. Și o cheamă și episcopul și îi spune, zice, tu chiar așa gândești sau sunt fantezii ale tale pe care le ai în timpul nopții? La care îi spune, așa îmi vorbește mie Dumnezeu. Episcopul o pune la încercare și zice, uite, dacă tu ai discuții cu Dumnezeu, când o să-ți mai apară, să-L întrebi așa, ia spune-mi și mie păcatele episcopului. Gata, zice, și femeia aceea merge acasă și peste câteva zile se întoarce. Episcopul curios, mă, nu? Oare ce păcate i-o fi spus? Și din nou întreabă, ei, te mai întâlnit cu Dumnezeu? Ți-a mai vorbit Dumnezeu? Da, zice, și ți-a spus păcatele mele? La care femeia spune cam așa, când l-am întrebat pe Dumnezeu despre păcatele dumneavoastră, mi-a spus, zice, spune episcopului tău că Dumnezeu nu este o memorie, ci este iubire, care iartă totul. Și episcopul s-a bucurat de răspuns, bănuiesc, și pe de altă parte, acea femeie, sigur, după aceea a început să scrie viziunile sale, memoriile sale, dar nu asta era important. Faptul este că astăzi, ca și în cazul acelei femei italiene, ca și la fântâna din Sichem, la fântâna lui Iacob, îl vedem pe Iisus care iartă. Suntem în postul mare, l-am văzut pe Iisus ispitit, l-am văzut pe Iisus pe Tabor strălucind, azi îl vedem iertând pe toți. De aceea noi ne îndreptăm spre Sfintele Paști cu această bucurie și pe mine, cu siguranță, Iisus care este iubire, care a iertat-o pe femeia samariteancă, cu siguranță mă va ierta și pe mine, ca așa să pot ajunge cu inimă frumoasă, luminoasă, deschisă de Sfintele Paști. Lăudați să fie Iisus Hristos! Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creiat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioara și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și-a de la dreapta Tatălui, iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcere, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, Dumnezeu, izvorul oricărui bine, ne îndeamnă în acest timp de post la o rugăciune mai intensă și la mai multe fapte bune. Să rugăm să primească cererile noastre și să le împlinească în bunătatea sa. Părinte iubitor de oameni, care voiești ca toți să se mântuiască,
Luminează-i pe păstorii bisericii tale, cărora le-ai încredințat misiunea de a-i chema pe fraților la pocăință, și dă-le harul ca ei cei din tâi să dea pildă de reînnoire spirituală. Te rugăm, ascultă-ne! Celor care în societate au misiunea de a împărți dreptatea, de a asigura ordinea și buna înțelegere și de a promova binele comun, dăruiește-le conștiință integră, înțelepciune, respect și caritate față de concetățenii lor. Te rugăm, ascultă-ne! Trezește în sufletul tuturor creștinilor grijă și generozitate față de cei sărmani, bolnavi și părăsiți. Te rugăm, ascultă-ne! Sporește în noi credința, speranța și iubirea, ca eliberați prin puterea Ta de orice ispită și păcat, să trăim ca fii ai luminii. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește armonia și unitatea în familiile noastre prin practicarea rugăciunii în comun, a iubirii și a iertării. Te rugăm, ascultă-ne! Deschide-le răposaților noștri porțile împărăției tale cerești. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule, care prin Hristos le-ai arătat oamenilor lumina Ta, privește la sărăcia noastră și la întunericul ce ne amenință și în bunătatea Ta ajută-ne și ne mântuiește prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Împăcat fiind prin această jertfă, Te rugăm, Doamne, să ne dai harul ca după cum îți cerem să fim iertați de greșelile noastre, să ne străduim și noi să le iertăm pe cele ale fraților noștri, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnule, să fie cu voi. Sus inimile, să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este
să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, cerând de la samariteană apă spre a-și potoli setea, i-a revărsat în suflet darul credinței și era atât de dornic de a trezi în inima ei credința, încât a prins întrânsa focul iubirii dumnezeiești. De aceea și noi îți aducem mulțumire și veste în lucrările tale minunate, cântăm împreună cu îngerii. Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire,
îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscându-ne jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine. Dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții, prin al căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ. Împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața ta. Întoarce-i la tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a purul de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Semnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, și nu le duce pe noi în ispită, ne mântuiește-le celălalt. Mântuiește-le, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați-ne milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. Dăruiți-vă pacea. Amen.
Iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii, gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul.
Să ne rugăm. Doamne, Tu ne-ai dat chezășia misterului ceresc și ne-ai îndestulat încă de pe pământ cu pâinea de sus. Te rugăm cu milință ca ceea ce s-a săvârșit acum în mod tainic să se împlinească în faptele noastre, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Gerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucelui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă astăzi, păzește-mă, povățuiește-mă și primește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, primirea lui Dumnezeu. Las loc puțin câteva anunțuri care privesc, sigur, viața comunității noastre. Marți, 25 martie, este solemnitatea Bunei Vestiri. Este așa de mare misterul încât, iată, de 3 ori pe zi la Îngerul Domnului pomenim de această sărbătoare. Și totuși nu este sărbătoare de poruncă, de aceea Sfintele Liturghii vor fi ca în zilele de lucru, adică dimineață și seară. Marți, 25 martie, în capela cimitirului Bunavestire, observați, cimitirul are același patron, Bunavestire, se va celebra o liturghie la ora 18, ne informează Părintele Parohul de Sfânta Tereza. Pentru cei care au morminte în acest cimitir, câțiva preoți vor fi prezenți începând cu ora 16:30, deci o oră și jumătate pentru a binecuvânta mormintele celor care doresc. Azi, aici, în catedrală, la ora 17, va avea loc un moment de rugăciune în cadrul ștafetei de rugăciune organizat de Acțiunea Catolică. În fiecare an, în postul mare, Acțiunea Catolică, din parohie în parohie, are o oră de rugăciune în fiecare zi. Azi a venit rândul nostru. Surorile de la Barticești organizează în perioada 27 mai 4 iunie un pelerinaj în Italia, dar un pelerinaj ocazional, adică cu ocazia beatificării Maicii Speranța a lui Iisus. Sigur, se face un drum până acolo, dar pe drum se mai pot vedea câteva obiective, e vorba de Padova, Assisi și, desigur, la Roma. Și acum o problemă mai prezentă pentru noi. Preasfințitul Anton Durcovici, așa cum știți, va fi beatificat în mai anul acesta. Trupul său nu-l avem. A fost luat de aici și nu l-a mai adus nimeni niciodată înapoi. Nici nu știm unde este.
se bănuiește într-unul din cimitirele Sighetului. Sigur, cu ocazia beatificării, așa cum a făcut și Bucureștiul, noi am luat inițiativa unui memorial, a unui muzeu, să zicem, dar e mai mult decât un muzeu, pe care să-l organizăm aici. L-am început deja, este în stare de finalizare. Problema este că, sigur, acest muzeu, care se vrea după standarde înalte și fără a se face rabat de la calitate, sigur, impune niște costuri cam mari, din păcate, pentru că am vrut să fie totul bine și frumos. Sigur că, începând de la amenajare, zugrăveli, picturi, vitrine, panouri și toate amenajările care vor avea loc, se ridică la un preț destul de mare și mai ales instalația electrică, pentru că ne s-au cerut corpuri de iluminat care să nu afecteze obiectele expuse. De aceea, suma este foarte mare. Nici nu pot să vă spun acum, dar am vrut să spun că cei care ar putea susține acest lucru, acest obiectiv major al parohiei noastre, noi nu prea am cerut niciodată susținere nici la catedrală, dar acest obiectiv cred că poate fi al nostru și ne-l asumăm ca atare. Cine ar putea să susțină, spuneam, o vitrină sau un panou sau ceva, ne-am bucurat. Sigur că o vitrină costă mai mult de 1000 de lei. Dacă cineva poate și dorește și vrea să susțină acest lucru, ne-am bucurat și cred că și-ar face o datorie față de Preasfințitul Anton Durcovici. Să mai spun că cei care vor, toți donatorii vor fi scriși în cartea mare a muzeului, o carte foarte solemnă și vor rămâne în istorie. Dar poate asta nu-i destul și ne-am gândit ca începând din luna mai, în fiecare lună, o liturghie specială să fie celebrată și în cinstea Preasfinției Anton Durcovici pentru toți binefăcătorii acestui memorial. De aceea, dacă ați putea să ne ajutați ca să nu ajungem la împrumuturi în bancă, ne-am bucurat și în felul acesta, în jurul Paștelui, să-l putem inaugura în prezența dumneavoastră. De aceea, noi continuăm și alte pregătiri speciale pentru această mare sărbătoare a Iașului, a Moldovei și a României. Chiar cineva spunea că evenimentul din mai este cel mai mare eveniment catolic al României din acest an. Vă aștept și vă mulțumesc pentru cei care înțelegeți această situație și vă doresc tuturor o duminică frumoasă și binecuvântată. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Călăuzește, te rugăm, Doamne, inimile credincioșilor Tăi și dăruiește-le cu bunăvoință slujitorilor Tăi harul, ca rămânând în iubirea Ta față de Tine și față de aproapele să îndeplinească în toate poruncile Tale prin Hristos, Domnul nostru. Să vă binecuvânteze Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Bună.